Sala de sport modernă la Dărmănești. Grație proiectului finanțat de Compania Națională de Investiții, la Dărmănești a construit de la zero o sală de sport cu o capacitate de 102 locuri. La eveniment au fost ministrul mediului Mircea Fechet, deputata de Comănești Cătălina Ciofu, subprefecții județului Bacău Narcis Jitaru și Gabriel Lupu, primarul orașului Comănești Viorel Miron, dar și mulți alții. Astăzi am făcut un pas important spre a adopta și moderniza liceul tehnologic Dărmănești și cu acest obiectiv pe care l-am inaugurat, sala de sport. Liceul tehnologic are aproape 1000 de elevi și an la an acești elevi făceau activitățile care țin de mișcare, sport, de multe ori prin sălile de clasă sau atunci când vremea permitea liber. Așa cum spuneam, finalizăm aceste investiții, doamnei director, da, care o invit să vină mai aproape de mine aici, haideți mai aproape, și vreau să-i și aplaudați, pentru că știți ce mi-a spus, mi-a spus doamna director că n-ar vrea să iasă la pensie până nu are o sală de sport. Și atunci m-am gândit, dacă termin sala de sport, sigur iese la pensie și pierde cu toți un om foarte bun. Ar fi varianta să o lungesc vreo 10 ani. Așa, m-am gândit să lungim vreo 10 ani sala de sport, dacă am mers pe varianta, terminăm sala de sport la timp și mai rămâne doamna 10 ani după, da? Avem de terminat liceul și încă multe, multe proiecte. Eu vă mulțumesc tuturor, pentru, în primul rând, pentru colaborare și sper ca și profesorii și elevii să ridice cumva acest standard pe care noi l-am cerut. Am zis că vrem niște profesori foarte motivați, foarte implicați, vrem niște elevi care să obțină performanță în toate domeniile și sala de sport vine cumva să asigure cumva performanță pe partea asta de activități sportive. Încă o dată vă mulțumesc și dacă doamna directoră e lângă mine, o rog să vă spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule primar. Ați reușit să mă emoționați. Ca și altă dată, eu vreau să spun că este un moment deosebit pentru școala noastră, un moment pe care îl așteptam de 10 de ani. Iată că astăzi s-a împlinit. Sigur, este o mare realizare și domnul primar este principalul pion care a făcut să se întâmple acest lucru. Eu vă mulțumesc, îmi exprim bucuria că am ajuns inaugurăm această sală, ne-am dorit-o foarte mult. Mulțumim și celor care ne-au ajutat, ce să spun, mulțumim invitaților, pentru fiecare merită mulțumit. N-o să, nu reușesc să adresez mulțumiri. Mulțumim domnului ministru, mulțumim domnul subprefect, doamnelor de la inspectoratul școlar, și tot ce vă prezent, dacă am uitat pe cineva, vă rog să mă iertați.
câțiva dintre ei, pentru că, așa cum spunea domnul primar, sunt aproape 1000 de copii care se vor bucura de această realizare. Noi ne este